Contractul pentru modernizarea a 5 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu a fost semnat. Se speră ca până anul viitor lucrările să fie finalizate. Contractul pentru lucrările de asfaltare și modernizarea a 5 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu a fost semnat. Primarul municipiului Roman Lucian Micu declara în conferința de presă de la începutul acestei săptămâni că firma câștigătoare va începe lucrările în cursul zilei de miercuri pe strada Tinosului, pe sectorul cuprins între străzile Bogdan Dragoș și Mărului. Astăzi, la ora 13, o echipă de filmare a Roman TV s-a aflat la fața locului și, surpriză sau nu, pe strada Tinosului nu începuse nicio lucrare. Totuși, romașcanii care locuiesc în zonă sunt mulțumiți că în sfârșit străzile lor vor fi asfaltate. Având în vedere că am copilărit aici și strada asta nu a fost remediată niciodată, s-au făcut mici lucruri, dar nu cum am înțeles că se vor face acum, eu zic că e un lucru foarte bun. Au mai fost solicitări în trecut de la mai multe societăți care sunt aici, care și-au sediu aici și desfășoară și activitatea aici pe strada asta și văd că în sfârșit s-au luat măsuri, să zic așa. E un lucru îmbucurător totuși pentru noi care locuim în acest cartier. Romașcanii din zona străzilor Tinosului, Mărului, Ocniței, Pescarilor și Cărămidăriei au solicitat în repetate rânduri fostelor administrații locale asfaltarea străzilor pe care locuiesc. De fiecare dată, oamenii au primit doar promisiuni. Acum, după semnarea contractului, se speră că anul viitor lucrările vor fi finalizate.